Salutare și bine v-am găsit, eu sunt Mario, iar astăzi vom juca Farming Simulator 2013, dar nu voi juca singur, voi juca cu Gino. Cream că nu o să mai spui nimic de mine. E, cum să nu spun? Ok, păi, o să vorbesc eu de aici. Vom juca multiplayer și pentru chestia asta Mario va trebui să facă server și eu să dau un join pe serverul lui. În cazul în care vreți să jucați voi multiplayer, ei bine, trebuie să aveți jocul cumpărat, pentru că are un sistem foarte mișto care blochează accesul la multiplayer pentru cei care n-au cumpărat jocul. Și cred că este un lucru foarte bun, ținând cont că este un joc bun, care apare la 2 ani, apare, știu eu, în anii fără soț, știți? Și ok. Ei bine, haideți să dăm aici pe multiplayer. Join. Continental Europe. Și uitați, Mario Panay 27. Bam. Intrăm pe el. Și acum la mine o să se încarce. Așa. Și, Mario, ce o să facem astăzi? Păi, cred că a crescut un câmp și îl putem culege. Și în același timp o să-l și curățăm, încât să-l putem planta din nou. Ah, deci avem destulă treabă. Cam așa. Ok, cred că o să-mi pornesc și mie. Da, ia uite. Și acum să trecem la treabă. Hai, sunt în spatele tău. Am putea să dăm cu tab. N-am putea, dar de ce să facem chestia asta? Atunci, să fugim. Mamă, dar ce sprint ai în tine. Iau eu tractorul ăsta? Da, avem nevoie de el. Pornește greuț, adică e chiar destul de încetișor la pornire. Trebuie să mă uit puțin la ceva. Sigur, eu te aștept. Câmpul mai trebuie să crească puțin. Nu este încă gata. Ah, ok. Nu mă plâng. Tu ești în combină, văd. Și tu o să lucrezi, 2 secunde, ți-aduc eu un tractor. O să lucrezi în spatele meu. Aha, gata, știu ce vrei să faci. Și când o să am nevoie, o să aduci tractorul să umplem... Remorca, da. Remorca, da. Avem un lapsus? Da, și eu la cuvântul ăsta remorca am mereu un lapsus, dar nu știu de ce. Foarte ciudat. Păi acum să fim sinceri, cât de des folosim cuvântul ăsta? Remorca. Cred că doar aici. Doar în jocul ăsta. Bun. Trebuie să mai așteptăm puțin. O să am nevoie de un avans. Da. Stai liniștit. Și trebuie să activez de aici o opțiune. Deși e puțin ciudat. Păi ce opțiune? Să-ți dau și ție niște bani? Da, n-am nevoie. Păstrează-i tu și cumperi tu echipamente mai bune și chestii. Ok. Ce am eu nevoie deocamdată? Trebuie să mai stăm aici puțin. Da, îți dai seama. Unde ești, Mane? Aici sunt. Tu dispari de lângă mine. Păi, trec. Stai pe loc, Mane. Stai pe loc. Stau. Îți place freza mea? Fain. Îmi place șepcuța ta. Ia zi, tu ai ales-o. Și e aproape gata. E aproape gata? Eu îl văd gata, deja. Tu da, eu nu. Un mic delay, dar nu e panică. Da, un mic delay, am nevoie de un ușor avans. Sigur. Îți las un rând avans? Da, un rând complet și încă unul făcut și... să fie un rând între noi. Oh, se pare că am ratat pe aici ceva.
tare neplăcut. Te entuziasmă. Cam așa. Cam așa, mă gândeam. Eu m-am pus pe poziție. Ok. Termin aici și o să poți pleca și tu. Sigur. Când treci de mine, atunci plec și eu ca să nu cumva să-ți, cum zice, să-ți deteriorezi cultura. Da, oricum ne e problemă. Știu că nu e problemă, dar ideal ar fi să nu stricăm nimic până la urmă. Nu? Adică, pana mea, te chinuiți să o plantezi. De ce să o strici? Da, cam așa. Asta LOL. Zic și eu. Uite-te puțin în spatele tău. Încă un câmp a crescut. În fine, e în curs de a crește. Hai că pornesc. Activez cruise controlul. Și-mi văd așa ușor, ușor de treaba mea. Întrebare întrebătoare. Nu vrei să dăm timpul puțin tel mai încet? Ba, dar l-am dat chiar acum. Așa, mersi frumos. Ca să nu cumva să crească alea și noi, știi, să rămânem pe aici. Da, păi probabil o să se întâmple ceva de genul. Garantat o să se întâmple, da. Na, ce să-și faci? LOL. Ce-ai făcut? Am mers puțin prea repede. A, da. Și eu pățesc. Stai liniștit. E ceva normal. Ia să vrem. Mă, o să dureze destul. Da, o să dureze. Dar nu-i problema. Da, nu-i problema. Asta e farmecul, știi? Adică să te chinui când faci ceva. Că dacă ar fi ușor, ui mei, n-ar avea farmec. Cam așa. Ce mai enervant la chestia asta, la cultivator, în fine, aparatul ăsta de arat, e faptul că trage tractorul într-o parte atunci când... Da, foarte, foarte enervant. Nu, dar poți să treci peste alea, că e o pierdere mică, nu e ceva însemnat. Ok, boss. Încerc să le adun, dar mai scapă. Da, da, știu ce zici. O să am nevoie de tine să-mi aduci remorca. Imediat, stai să termin rândul ăsta și ți-a luat. Nu e chiar mare grabă. Nu? Dar după rândul ăsta s-ar putea să am nevoie. Ok, păi mă pun pe următorul rând pe care muncesc. Și vin și iau tractorul cu remorcă. Și acum și ca vin la tine. Oprește-te acolo. Bun. Na bine, mă. Perfect. Deja avem cam o treime din teren. Cam așa. Ceea ce e destul de ok. Chiar e bine și eu. Pentru început e ok.
când torc și aici. Eu o să fac mișcarea mea cu un rând, da, unul, nu, unul, da, unul, nu, și după aia le fac pe alea pe care le-am sărit, știi? Da, și asta e o idee bună. Că n-are sens să opresc după fiecare rând, știi? Adică pierd timp important. Cam așa. Eu n-am de ales că e complicat pe aici. Da, 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 știu, e complicat și după aia mai vin și eu din urmă. Avem deja jumătate de teren? Da, cam așa, cam așa, am ajuns la jumătate. Hai că merge pe jur. Da, merge super. Suntem amândoi fascinați. Da, 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 păi să putem juca noi doi e wow, e ceva. Chiar dacă știi, suntem unul lângă altul, niciodată nu jucăm împreună jocuri. Și e o experiență nouă. Da, cam așa. Mai jucăm Counter împreună. Da, dar ăla e mai degrabă hrană pentru nervi decât... Hrană pentru nervi. Păi bune că te enervezi acolo. Știi, adică sunt niște reguli de bun simț. Și la hack-uri, până și la hack-uri sunt niște reguli de bun simț. Când ai hack-uri, nu le vinzi ieftin. Și toată lumea l-a vândut ieftin și acum toți au hack-uri. Super! Au stricat un joc. Da, am observat și eu. Cred că de când s-a încheiat operațiunea, parcă era Breakout. Parcă Breakout se numea. Da. Nu cred că am mai jucat. Da, da, da. Păi nici eu nu prea am mai jucat. A jucat Anca, în schimb, și a zis că noile hărți sunt mișto. Sunt mișto? Da, și că sunt chiar foarte șmecheră. Da, pentru 5 euro. Da, nu e obligatoriu să cumperi hărțile. Da, știu, dar dacă nu le cumperi, nu pică dropuri. Cu tipică nu pică misiuni, după cât am înțeles eu. Ah, sună bine. Sună bine, da. Până la urmă cutiile fac bani. O să am nevoie de remorca. Ah, ok, ok. Imediat mai fac... Termin rândul ăla. Da, 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 dar vezi că trebuie să mă și întorc. Că n-are sens să merg pe jos până la... remorcă. Da, cam așa. Hai că mai am puțin și termin rândul ăsta și vin la tine să te ajut. Ok. Nu e grab oricum. Da, ok, în cazul ăsta. Ia să vin acum. Ah, ești full. Ok. Bun. Da, așa zic și eu. Tu rămâi pe loc. Gata. Da. Ok, hai că pun remorca deoparte.
și aproape am terminat. Da, adevărat, aici. Aproape am terminat. Super. Da, în fine, mai degrabă tu ai terminat, pentru că eu mai am ceva de lucru. A, păi după vin și te ajut. Stai liniștit, man. A, ok, man. Trebuie să întorc aici. Chiar acum mă pun și eu pe treabă. Păi dacă n-ai terminat tot. A, păi e pe pilot automat. Am un șofer care se ocupă și eu fac aici. A, ok. Îți mai lași ție aici un rând. Da. Sper să nu fie prea lat, deși cred că e. Da, stai liniștit, că oricum mai rămâne mereu câte o puțiune de aia foarte, foarte micuță. Și trebuie să mă întorc să fac. Deci e ceva normal. Ok. Bun. Chiar că bun. Bun. Și chiar nu mai avem deloc mult. Tu virează spre stânga, recomandat, să iei rândulețul ăsta pe care am venit eu. Și o să-l iau pe ăsta pe care l-am lăsat mai. Ok, mă duc pe aici. A, la naiba, s-a deconectat. Păi dacă te grăbești, păi ce faci, domnule? Domnule Robert, ce faci? Răbdare, nu te grăbi. Știi tu. Fotbal de-astea. Știu. Două secunde să plec de aici. Și aproape am terminat. Am luat eu rândulețul la super mic. Ok, și terminăm și cu rândul ăsta. Se face automat, deci. Tot. Super. Nu trebuie să-ți faci griji. Bun. Și în clipa asta este gata. Noi ar că am trebuit să ne oprim, nu? Da, categoric. Vă mulțumesc că ați urmărit, sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare cu un episod. Pa, pa!